Mergem acum acasă la una dintre sărbătoritele zilei, Elena Merișoreanu, artista care a avut o zi plină de surprize atât din partea familiei cât și a colegilor de scenă. Ce cadouri a primit astăzi, dar și ce daruri de suflet se regăsesc în vitrina sa cu amintiri, ne arată chiar ea. Începe Casa de Vedetă cu Dana Luțu. Bun găsit, dragii mei, și la mulți ani tuturor celor care sărbătoresc onomastica de nume de Constantin și Elena. Noi mergem astăzi la doamna Elena Merișoreanu, iar acum îi oferim și noi un frumos buchet de flori. Urmați-mă! La mulți ani! Mâncat iar mama pe tine. Să știi că vă așteptam. O floare pentru... Vai, cu o floare ofilită. Vai, superba mea floare. Și un mulțumesc cadou, pentru că tu știu de fiecare dată că ești o gazdă primitoare și ne oferi cafele foarte bune. Iar de data asta avem așa o cafea pentru tine specială, mama, și un set de ceșcuțe. Eu sunt mama ei, așa că trebuie să vă spun că o știu de câțiva, 15, dacă nu mai mult. Și tot tineri frumoase și modeste au rămas. Mă rog, tu ești frumoasă, eu sunt bătrână, dar trăind între voi tineretul, bineînțeles că mă simt și eu foarte tânără. Mulțumesc pentru cadou, pentru minunatele flori și, ce să spun, canal de să aveți viață lungă și să ne sărbătoriți și la anul. Așa să fie. O să lăsăm puțin toate... Hai să le punem în dormitor. Să știi că în dormitorul meu n-a intrat nimeni până acum, decât soțul meu mai intră câteodată. Câteodată așa, când vine să mai ceară câte ceva. Am înțeles. Aici eu mă, locul meu de fardat. Așa, zona de înfrumusețare. Da, aici am mijlocul meu de înfrumusețare și întotdeauna zic, hai domnule să mă fardez. Dar mai am și afară unul, să spun de ce. Că aici când mă fardez, mă fardez pentru seară. De ziua dacă mă fardez aici, ies ca morcovă afară. Care este secretul tău de a-i rămas atât de frumoasă și atât de zâmbitoare, optimistă? Pentru că nu a fost ușor. Iubito, nu e nimic greu. Trebuie totul pornește de la creier. Trebuie să fim veseli, trebuie să fim optimiști. Chiar dacă suntem pe marginea prăpastiei, noi trebuie să fim optimiști. Nu suport când om e bolnav și să plânge. Vai, că mi-e rău, că nu știu ce. Du-te, domnule, muncește, ieși afară, socializează. Ai activitate? Da. Vedeți acest dormitor mare, confortabil? Doamna Merișoreanu nu prea apucă să stea pe acasă, pentru că e tot timpul plecată. Ba la spectacole în țară, ba în străinătate, pentru că toți românii de-abia așteaptă să... Măi, eu tot vreau să nu mai merg. Bărbatul meu, una, două, îmi zice... Mai stai, dracu, acasă, mai uite și în buletin câți ani ai. Păi zic, păi mă uit, dar dacă n-a, trebuie să plec. Zice, una, două te vaiți, mai că te doare una, te doare alta. Și numai te văd că te iei costumul și pâși, pâși pe ușa afară. Cu coana aia care conduce trăsura cu patru cai. Și am să spun ce semnificație are și de la cine am primit-o. Am primit-o când m-am căsătorit. Și mi-a adus-o într-un pachet. Nu se găsea pe vremea aia, dai seama, nu se prea găsea de-astea. Foarte greu se găsea biberouri de-astea frumoase. Și am văzut că vine cu o cutie mare și zice, și am pus-o, a, dar uite-te ce e ea. Păi zic, da, e un cadou. Nu, nu, te rog să-l desfaci. Avea o semnificație aparte. Da, da. Și l-am desfăcut. Și am zis, da, e o bucană cu care ține hățuri la... Și zice, nu, nu, asta este căsnicia care pleci cu ea la drum. Dacă nu știi să ții hățurile, să duce în derivă totul. Mare cuvânt, femeie simplă de la țară. Haideți să ne amintim un pic de unde sunt toate aceste fotografii. Acolo sunt cu Raluca. Uite, când îmbrăcate în alb. Ce vârstă avea? Cred că avea vreo 5 ani, Raluca. Așa. Și aici e Ela, care are băiat de 28 de ani și
mâine voi vine bunică. Și aici sunt cu Raluca, mă rog, e o parte din ele, că toate le-am, știi că le-am sus la etaj. Și această fotografie? O fotografie de pe un disc, pe vinilin de la, ce să spun. Din... Aici sunt cu soțul meu, eram... La un studio foto? Nu, eram nași. Aici este tăticul meu, când era flăcău, și cu vărul lui. Costumul popular. Da, mă. Costumul popular a fost întotdeauna emblema țăranului și emblema noastră. Să știi că tot ce e aici, tablourile astea de aici, sunt toate aduse din America. Colțul din America, din casa noastră, da. Din centrul capitalei. Așa. Care eu am trecut balta aia de vreo 25 de ori, dar nu m-aș mai duce. Dacă îmi dă un stat întreg, eu tot aici în România. Că zice fiica mea, mama, am așa frumos la Znagov, știi că am stat, da, acolo. O vilă superbă. Și să caut eu acolo, eu sunt doi pași de unire aici. Aici m-am obișnuit, aici vreau să stau, de aici vreau să mă scoată cu picioarele înainte. Să nu vorbim de lucrurile acestea, pentru că nu e momentul. Acum, dacă toți suntem la ceas aniversar, hai cântați-ne un pic așa, de o piesă care vă este dragă dumneavoastră și o dedicăm tuturor sărbătoriților. Eu vreau să spun că așa, am să cânt un cântec care l-am pregătit să-l cânt acum când plec la Roma. Cu ăsta am să deschis spectacolul și începe așa. Lume cu drag am venit din suflet ca să vă cânt sărbătoarea s-o cinstim obicei de la români. Hai noroc la zi de sărbătoare și să curgă vinul în pahare, să bem una, două, chiar și trei, la mulți ani frumoși românii mei. La mulți ani, dragi români, oriunde v-ați afla, la mulți ani, Constantin și Elena, acest ființ care să vă ocrotească. Și vouă, dragii noștri, ție, Dana, și cu băiatul ăsta frumos de la cameramanul, să vă dea Dumnezeu viață lungă la această frumoasă televiziune, la Canal D. Și eu aștept să vin să joc la nuntă la Dana. Doamne ajută! La mulți ani, doamna Elena. La mulți ani, dragii mei, vă mulțumesc că nu m-ați uitat. Vă dorim multă sănătate, mulțumesc, fericire. Iar pe voi, dragii mei, vă aștept și duminica viitoare într-o altă casă de vedetă. Cu urarea de la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, adică a celor care poartă numele Sfinților Constantin și Elena, încheiem jurnalul.